Zăpada și-a făcut deja apariția în tot teritoriul județului, însă, din păcate, la Rânca încă nu se pot practica sporturile de iarnă. Cabanierii sunt însă pregătiți să-și primească gazdele. Cu siguranță vor veni turiști în Rânca, pentru că lumea este atrasă de aspectul hivernal pe care îl are stațiunea. Acum este zăpadă, nu este de practicarea sporturilor de iarnă, pârtile încă nu merg. Se încearcă să se pregătească o pârtie în centrul stațiunii, dar cel puțin pentru ceilalți care vor să vină la zăpadă, cu siguranță vor găsi o atmosferă deosebită și se vor simți ca într-o zi frumoasă de iarnă. Trebuie să fie foarte atenți cu echipamentul, se anunță temperaturi scăzute, a nins, dar cu siguranță că toată lumea știe la ce se așteaptă acum de la un acces către zona montană și de la desfășurarea de activități sportive în zona montană. Salvamontiștii spun că vremea nu este una favorabilă, iar tunurile de zăpadă nu fac față pentru ca turiștii să poată schia în condiții bune. Depinde și de stratul de zăpadă care se va depune cu ajutorul tunurilor de zăpadă și depinde de ce se va anunța în perioada următoare ca și căderi de zăpadă, ca și cantitate, pentru că iată că temperaturile sunt destul de ridicate și plouă destul de mult în loc să ningă. Meteorologii anunță în continuare ninsori cu ger în weekend, valorile scăzând până la minus 10 grade Celsius.